Iaconescu dă peste cap procesul în care Cristian Cioacă este cercetat pentru violarea corespondenței. Realizatorul TV nu s-a dus la procesul în care este citat ca martor, așa că va fi adus data viitoare cu mandat. Între timp, Cioacă are și alte probleme. O chelneriță le-a declarat anchetatorilor care se ocupă de dosarul de omor că l-a auzit pe Cioacă spunându-i fostului său avocat că nu o vor mai găsi niciodată pe Elodia. Era a ei, nu era. De unde știți dumneavoastră că e ei? Demonstrați-mi. Era... Demonstrați-mi că e ei. Demonstrați-mi că e ei. Nu era corespondența doamnei? Cioacă a zis că e... A jucat dur de fiecare dată, la fiecare proces în care era acuzat că a violat corespondența Elodiei. Avocata lui Cioacă le-a cerut judecătorilor să întrebe pe administratorii serverelor Yahoo și Gmail dacă cele două adrese care au fost parte îi aparținau sau nu Elodiei. Acest dosar nu trebuia nici să fie cel puțin pornit, pentru că este o acuzație care nu are niciun fundament. Aici vin și susțin că erau niște conturi anonime, că nu sunt conturile Elodiei, iar în dosarul de omor vin și spun... Da, acele conturi erau ale Elodiei. Cristian Cioacă a fost deja condamnat de Curtea de Apel Brașov la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul privind infracțiunile informatice. Sentința a fost însă casată, iar dosarul a fost trimis în martie spre rejudecare. Ei vor să ducă cât mai încolo acest proces ca să găsească vreo... chichiță să scape. Între timp, ies la iveală amănunte din dosarul în care Cioacă este acuzat de omor. O chelneriță le-a spus anchetatorilor că la 2 săptămâni de la dispariția celebrei avocate a asistat într-un restaurant la o discuție despre Elodia dintre Cioacă și fostul său avocat, Florentin Sorescu. Aflându-mă la o distanță de aproximativ 10 metri de masă, l-am auzit pe Cioacă spunând că nu o găsește sau nu o să o găsească niciodată. Nu a existat niciodată o astfel de discuție cu numitul Cristian Cioacă. Pe de altă parte, cumnatul lui Cioacă le-ar fi vorbit procurorilor despre faptul că fostul polițist a refuzat să o cheme ca martor pe femeia care susținea că a călătorit după 29 august 2007 în același avion cu Elodia. La una dintre vizitele pe care i le-am făcut lui Cristi la arest, l-am întrebat dacă știa despre faptul că mama Marianei a călătorit în avion cu Elodia, iar el a spus că știa, dar că nu e momentul să ieșim cu asta. Cristian Cioacă va fi dus din nou în fața judecătorilor pe 4 decembrie.